Prin harul lui Dumnezeu, de astăzi, așa după cum deja ați fost informați pe internet, începem o serie de mesaje, o serie mai specială, de 8 mesaje, în pregătirea noului început de an spiritual, duhovnicesc, religios, numiți-l cum doriți, după perioada de concedii și vacanță, ne dorim ca să reîncepem cu motoarele turate, cu entuziasm, cu claritate în ce privește viziunea, direcția, locul nostru al fiecăruia în slujire și mai ales cu o determinare și o hotărâre fermă de a crește spiritual în anul care ne stă înainte. Amin? De a ne asemăna cu Domnul Iisus Hristos și de a duce vestea bună a Evangheliei și către alte persoane înaintea semenilor noștri. Așadar, acesta este subiectul general al seriei de mesaje, hotărât să fim ca Hristos, și vom vedea câteva aspecte foarte importante care contează în această dorință noastră de a crește din punct de vedere spiritual. Vor fi 8 mesaje, după cum am spus, și atât eu cât și Ștefan ne vom implica și vom sluji și vom aduce din partea Domnului mesajele acestea. Și este foarte, foarte important, pe cât se poate, să luăm aminte la ele. Ele vor fi și înregistrate și vor putea fi revizualizate pe YouTube, pe pagina bisericii noastre. De asemenea, intenționăm să publicăm aceste mesaje și într-o carte, și cu chestiuni foarte practice care țin de biserica noastră, astfel încât să avem toate lucrurile adunate la un loc. Și atât noi care suntem deja membri ai bisericii, cât și alte persoane care intenționează să se alăture și să devină membri ai acestei biserici, să poată să aibă adunate la un loc toate informațiile, de la A la Z, practic tot ceea ce vor să știe despre biserica noastră, atât din punct de vedere teologic, cât și din punct de vedere practic. De aceea și mesajele, de fapt, sunt 4 cu 4. Sunt 4 mesaje și dimineața vom aborda aspectele mai teologice ale subiectelor tratate în baza Scripturii, iar seara vrem să rămânem în același registru, deci pe același mesaj, doar că vom discuta despre aspecte foarte concrete și practice, ca să înțelegem cumva cum aplicăm ceea ce învățăm de dimineață. Așadar, e foarte bine să nu ratăm aceste mesaje, fiindcă ele au o continuitate unul cu celelalte. Acum v-aș invita să ne ridicăm, să citim cuvântul Domnului din 1 Petru, capitolul 2. Citim de la versetul 9 la versetul 12. 1 Petru, capitolul 2, de la versetul 9 la versetul 12. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată, pe voi, care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Preiubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Amin. Tată drag, îți mulțumim pentru oportunitatea pe care ne-o dai să auzim cuvântul Tău, să ne adâncim în Scripturi, să Te urmăm pe Tine, să știm că suntem poporul Tău, să știm că am căpătat îndurare, să știm chiar că suntem străini și călători pe acest pământ și ne îndreptăm spre patria cerească. Doamne, Te rugăm să ne vorbești în continuare și să folosești și acest mesaj și cele care vor urma spre zidirea bisericii Tale, spre creșterea noastră spirituală și numerică și spre glorificarea numelui Tău cel Sfânt. În numele Domnului Iisus Hristos ne rugăm și îți mulțumim. Amin. Luați loc, vă rog frumos. Suntem hotărâți să fim ca Hristos.
Nu cred că există vreun creștin adevărat în lumea aceasta. Sau că a existat sau va exista. Un om serios. Care să spună că el este creștin, dar nu vrea să fie ca Hristos. Nu există. Pentru că în mod automat a fi creștin înseamnă să ai o natură nouă. Natură care, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, se înnoiește continuu după chipul celui ce l-a făcut. Adică dacă Dumnezeu ne-a făcut copiii săi, automat ne înnoim continuu după chipul lui. Deci sunt două noțiuni incompatibile de creștin adevărat care nu se aseamănă cu Hristos. Nu există. Orice adevărat credincios este angrenat într-un proces al sfințirii. Adevărat că nu-i peste noapte, nu-i bătând din palme, dar cu zi ce trece, lună și an ce trec în viața noastră, ne uităm și vedem cum Hristos ia chip mai mult în noi. La fel cum un copil se naște într-o familie și când s-a născut imediat, cu cine seamănă? E greu, te uiți la un boț de carne și e greu să spui cu cine seamănă. Parcă te uiți așa și zici, seamănă cu mama, te uiți un pic altfel, seamănă cu tata. E greu să-ți dai seama, nu-i așa? Dar pe măsură ce anii trec, se așează tot mai mult oasele, mușchii, carnea și prinde contur și seamănă cu cineva. Mai mult cu mama, mai mult cu tata, egal, mă rog, dar începe să semene cu părinții lui și pe măsură ce trec ani se vede în ce direcție o ia. La fel este cu un creștin născut din punct de vedere spiritual. El merge pe această cale a asemănării cu Tatăl Ceresc, cu Hristos, Salvatorul lui, pe măsură ce trec ani, mușchii spiritual, chipul spiritual, slava lui Dumnezeu se vede pe fața lui și începe să semene mai mult cu Domnul Iisus Hristos. Ei, asta vrem. Asta ne propunem la Biserica Adonai. Și în anul care ne stă înainte, 2018-2019, suntem foarte hotărâți să facem toate eforturile, prin Harul lui Dumnezeu, să ne dăm toate silințele, să creștem, să ne asemănăm din punct de vedere spiritual și să creștem spiritual în primul rând și prin Harul și voia Domnului și numeric. De aceea sunt câteva aspecte, o bază importantă pe care noi trebuie să o înțelegem în privința acestei creșteri spirituale și a asemănării noastre cu Hristos. Și primul la care ne oprim în dimineața aceasta ține de biserica locală. De aceea vreau ca prin Harul Domnului să ne uităm, să așezăm o bază biblică în ceea ce privește identitatea, rolurile și necesitatea bisericii locale. Iar după amiază vom vedea niște aspecte mai practice vis-a-vis de subiectul acesta. Deci, dacă vrem, cu alte cuvinte, să creștem, să ne asemănăm cu Hristos, credem pe baza Scripturii și sperăm să argumentăm în continuare că biserica locală are un rol esențial. Nu există creștin care să crească cu adevărat după voia lui Dumnezeu, nu vorbim de ceea ce el consideră că ar fi spiritual, că unii oameni se consideră maturi spiritual, dar de fapt sunt departe de lucrul acesta, nu. Ci după profilul Scripturii, dacă vrem ca un om să crească din punct de vedere spiritual, este absolut necesar ca el să fie integrat într-o biserică locală sănătoasă și acea biserică să fie după voia lui Dumnezeu. Biserica are un rol mai important decât ne-am putea imagina. Am spus de multe ori lucrul acesta, dacă ar fi să aleg câteva lucruri importante în viață, poate după mântuire, după familie, carieră, ceva de genul acesta, primele 5 mari alegeri din viața mea, aș alege o biserică locală bună. Pentru că, contrar opiniilor din vremea noastră, biserica nu e doar un loc unde mergi. Biserica nu e doar un loc unde asculți o predică. Biserica este un organism viu, divino-uman, lăsat de bunul Dumnezeu, ca cei ce sunt poporul lui Dumnezeu să crească și să se asemene cu Hristos. De aceea, ce poate fi mai important pentru un om, dincolo de mâncarea cea de toate zilele, de un acoperiș deasupra capului, decât să crească din punct de vedere spiritual? Iar aici biserica este esențială. De aceea, sincer vă spun, am rămas și rămân uimit. Rămân uimit. Când văd persoane care tratează biserica cu superficialitate, când văd persoane care spun, dar ce contează dacă mergi acolo sau acolo, tot Dumnezeu e.
Nu e vorba de lucrul acesta. Așa ar putea să spună și ateii, și hinduși, și budiștii, și toată lumea poate spune că tot Dumnezeu e. Sigur că tot Dumnezeu e. Dar vom vedea cât de importantă este biserica locală în acest angrenaj spiritual. Haideți să luăm pe rând câteva aspecte. În primul rând, identitatea bisericii locale. Identitatea. Ce este o biserică locală? La ce ne referim atunci când vorbim despre o biserică locală? Și vom încerca să dăm o definiție în felul următor. Biserica locală este comunitatea credincioșilor adunați în numele Domnului Isus, da? Pentru că Domnul spune unde doi sau trei sunt adunați, în numele meu voi fi și eu acolo. Deci, comunitatea credincioșilor adunați în numele Domnului Isus, apoi, sub conducerea Lui, foarte important. Cine este capul bisericii? Hristos. De asta biserica e specială, că dacă aș fi eu capul sau altul, ar fi egal cu zero. Dar Hristos este capul bisericii. Sub conducerea Lui și în slujba intereselor împărăției sale. Deci ne adunăm în numele Lui Hristos, sub conducerea Lui, fiind la dispoziția Lui. Biserica slujește interesele împărăției Lui Dumnezeu. Astfel încât Dumnezeu să-și exercite tot mai plenar domnia Lui. De asta spunem, proclamăm domnia nelimitată a Lui Hristos. Are o împărăție Hristos, este rege, iar biserica este în slujba acestei împărății. Asta este o definiție. De unde am luat definiția asta? Această definiție reiese din textele care vorbesc despre identitatea bisericii în Scriptură. Nu o să intru în multe, fiindcă am multe lucruri de spus, doar punctez pe scurt și sigur, oricine poate să studieze mai profund dacă vrea aceste subiecte. Doar câteva texte. 1 Petru 2:9, textul pe care l-am citit mai devreme, și amintiți-vă definiția pe care am spus-o. Voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui. Vedeți? Deci un popor pe care Dumnezeu îl separă, o seminție aleasă, care se adună în numele Domnului să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Deci asta este biserica. Un popor sfânt, o seminție aleasă, separată de lume, în slujba lui Hristos, sub conducerea lui Hristos și numele Lui, adunată în numele Lui. 1 Timotei 3:15 spune, dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Deci biserica, bazată pe învățătura lui Hristos și apostolilor, este biserica Dumnezeului celui viu și stâlpul și temelia adevărului. Cu alte cuvinte, în cadrul acesta al bisericii, dorim să rămânem în adevăr, dorim să rămânem lângă Hristos, dorim să rămânem în matca pe care Dumnezeu a lăsat-o pentru noi. Acum, biserica poate să fie privită în două moduri și cred că cei mai mulți sunteți familiarizați cu această înțelegere. Este biserica universală, se mai numește și biserica invizibilă, pentru că nu o vezi, și este formată din totalitatea adevăraților credincioși care au trăit, trăiesc sau vor trăi vreodată pe pământ. Deci toți credincioșii care au fost, sunt sau vor fi și pe care noi nu-i vedem, inclusiv cei care sunt la Domnul deja și au murit, toți formează biserica lui Hristos, biserica universală. Și atunci ce este biserica locală? Biserica locală se referă la o comunitate specifică de credincioși care se adună într-un anumit loc și într-o anumită perioadă a istoriei. De aceea, dacă te uiți în Scriptură, vezi biserica din Efes, biserica din Filip, biserica din Corint, biserica din Smirna, biserica din Laodiceea, din Sardes, din Filadelfia, biserica din Casa lui Cutare, biserica din București, biserica din Crângaș, biserica de acolo. Înțelegem? Deci diferența între o biserică universală și biserica locală este că biserica locală este o manifestare concretă, particulară a bisericii universale, într-un loc și într-un timp dat. Este foarte important lucrul acesta. Un credincios adevărat face parte în același timp și din biserica universală și din biserica locală, fiindcă orice credincios din biserica locală este automat parte și din biserica universală. Dar, invers, atenție, nimeni nu poate să spună că este în biserica universală fără ca el să-și exercite
viața lui spirituală într-o biserică locală. Fiindcă asta este marea ispită și voi insista mai mult spre sfârșitul mesajului, mulți astăzi spun, dar eu sunt mântuit. Eu și Hristos. Pot să mă duc pe un munte, eu am o relație cu Hristos. E adevărat. Și atunci faci parte din Biserica Universală. Dar tot ce a gândit Dumnezeu până când Hristos va reveni pentru creștere, pentru slujire, pentru ce înseamnă dezvoltarea spirituală a unui creștin, nu este în Biserica Universală sus pe munte tu cu Dumnezeu. Sau după ce mori, sau înainte să mori, sau știu eu cum. Ci este în contextul unei biserici locale, într-un loc anume, cu oameni anume, într-o vreme anume. Și asta este foarte important. Tot la capitolul identitate, vreau să vedem câteva semne distinctive ale unei biserici locale adevărate. Dacă să presupunem că vrei să-ți alegi o biserică locală și te întreb, Doamne, ce semne, nu? Semnalmente. Ca ăștia când sunt căutați de poliție și se publică o poză, o fotografie și spun semnalmente, îți dau niște repere, înălțime, culoarea ochilor și așa mai, semne caracteristice, ca să-ți dai seama să-l găsești pe respectivul. Sigur, e într-o cheie negativă exemplul, dar într-o cheie pozitivă, dacă vrei să găsești profilul unei biserici locale adevărate, care sunt aceste semnalmente, aceste semne distinctive? Și vreau să le indic tot așa, pe scurt, dar pe baza Scripturii. Primul semn foarte important, predicarea cuvântului. Nu există biserică adevărată fără predicarea cuvântului. Cei care sunteți familiarizați un pic cu teologia, știți că reformatorii, în special Martin Luther, Calvin și ceilalți, au insistat foarte mult pe acest aspect, tot pe baza Scripturii, că dacă într-un loc nu se predică Biblia cu adevărat și cuvântul, nu poate fi o biserică adevărată. Dar de ce o să ne întrebăm? Simplu! Pentru că există cuvânt și cuvânt întrupat. Vă amintiți Ioan capitolul 1? La început era cuvântul, adică cine-i cuvântul? Hristos. Și Hristos a întrupat și a locuit printre noi. Și acum cuvântul scris acesta, despre cine mărturisește Biblia? Despre Hristos. Dar cine-i capul bisericii? Hristos. Ori în momentul în care eu predic cuvântul, înseamnă că am această legătură cu capul, cu Hristos, și Hristos este înălțat. Și noi ne adunăm în jurul Lui. Dar dacă eu nu predic Biblia și predic altceva, nu mai am legătura cu Hristos, fiindcă poveștile mele și întâmplările și tot felul de lucruri pe care eu le spun nu sunt cuvântul inspirat al lui Dumnezeu care mărturisește despre Hristos. Înțelegeți? De asta, dacă biserica îl are cap pe Hristos, are nevoie de instrumente care indică spre capul acesta. Și un instrument foarte important este predicarea cuvântului. Fiindcă Biblia, atât în Vechiul Testament, anticipativ, profețește pe Hristos, iar în Noul Testament, tot Noul Testament este o mărturie despre viața și persoana și lucrarea lui Iisus Hristos. Ori în momentul în care eu în biserică predic Biblia, îl înalț pe Hristos și m-am conectat, capul este aici. În momentul în care eu predic altceva, Hristos nu mai este aici. Dacă Hristos nu mai este aici, nu este biserică. E corect? Deci, iată un semn foarte important. Nu mergeți niciodată într-o biserică unde nu se predică cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu. Nu este o biserică reală. Al doilea lucru, al doilea semn distinctiv. Simbolurile vizibile. Avem două simboluri foarte importante în Scriptură. Botezul și cina Domnului. Aceste două simboluri sunt într-un fel predica vizibilă, tot un fel de predicare. Prin botez și prin cină noi predicăm, adică transmitem un mesaj. Matei capitolul 28, versetul 19. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Sunt și alte texte, mă opresc doar aici. Fapte 2:42, celălalt. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Ce se întâmplă într-o biserică unde se practică aceste două simboluri? Păi în momentul în care eu mă botez, cred și mă botez și totdeauna găsim acest dublet, îl găsim peste tot în Scriptură, în biserica primară, au crezut și s-au botezat, au crezut și s-au botezat. Întotdeauna când vedem acest lucru, botezul înseamnă exprimarea publică, predicarea publică a credinței lăuntrice. Exprimăm în public și ne asumăm în mod public calitatea de ucenici ai lui Hristos, fără să ne rușinăm. Și asta înseamnă că eu am o credință adevărată care se răsfrânge în exterior și botezul este o primă faptă a credinței, o primă mărturie, urmând apoi celelalte.
Pentru că botezul, ce spun prin botez? Că am murit, am fost îngropat și am înviat împreună cu Hristos. Și din nou, cine este înălțat? Hristos! Iar El este capul bisericii. Ce facem la cina Domnului? Spuneam și ieri la Pitulicea. Sunt două priviri, o privire în trecut și o privire în viitor. Privim în trecut când frângem pâinea de fiecare dată. Ce înseamnă frângerea pâinii? Ne amintim de jertfa lui Hristos. Și privind în viitor, ce așteptăm, ce anticipăm? Părtășia cerească. Când în ceruri vom sta la masă întotdeauna cu Hristos. Vedeți cum și aceste două semne, iarăși, sunt mijloace prin care Hristos se vede în calitatea lui de cap al bisericii? Deci, dacă ai o biserică unde se predică cuvântul adevărat, este o biserică adevărat. Dacă ai o biserică unde se practică botezul și cina Domnului, este o biserică adevărată. Fără acestea, iarăși, nu este în regulă, pentru că Dumnezeu le-a lăsat ca semne de comemorare, ca semne de celebrare a morții lui Hristos. Vestiți, spune, moartea Domnului până va veni El. Al treilea semn foarte important. Practicarea disciplinei. Dacă vă amintiți, sunt mai multe pasaje, eu doar dau câte un exemplu, asta spun, dar în cartea pe care o vom publica vom vedea și alte texte. În Matei capitolul 18, când Domnul vorbește despre disciplinare, dacă fratele tău a păcătuit, du-te mustră-l, dacă nu mai ia cu tine pe cineva, dacă nu spune-l bisericii, vă amintiți textul? Acea pericopă se termină cu versetul 18, care spune așa, după ce explică tot acest procedeu gradual de disciplinare, spune, adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Cu alte cuvinte, Dumnezeu i-a încredințat bisericii autoritatea de a exercita disciplinare asupra membrilor bisericii și Dumnezeu din ceruri validează ceea ce biserica decide, și anume legare, respectiv dezlegare, în sensul disciplinării. Există în alte contexte acest verset care se aplică și în domeniul predicării, că prin predicare poți lega sau dezlega, în ce privește modul în care omul răspunde la predicare, dar și în modul acesta, vedeți 1 Corinteni 5 de la 1 la 5, versetul 13, 1 Corinteni 14 cu 33, Apocalipsa 2 cu 14, 2 cu 15, 2 cu 20, sunt și alte pasaje care ne arată că disciplinarea este extrem de importantă într-o biserică adevărată. De ce? Și este foarte nelamodă, pentru că este un mijloc prin care Dumnezeu își formează poporul, își corectează poporul. Ca un părinte, spune, care îl disciplinează pe copilul pe care îl iubește. Și Evrei spune că asta este o dovadă că nu suntem copii născuți din curvie, ci suntem fii. O biserică care nu își disciplinează membrii atunci când o iau razna, este o biserică care își tratează membrii ca pe niște copii născuți din curvie. Oricât de ciudat ar părea lucrul acesta. O biserică care își disciplinează membrii arată iubire, arată prețuire, arată că îi tratează ca pe fii născuți din Hristos, din Dumnezeu. Și în modul acesta, când cineva se răcește de la credință, când cineva este împotriva adevărului, când cineva începe să practice lucruri împotriva Scripturii, există disciplină bisericească care are rolul de a corecta mersul acelei persoane. Și dacă acea persoană este un copil născut din Domnul cu adevărat, se va întoarce, se va corecta. Dacă nu, disciplinarea nu va face decât să separe grâul de pleavă și va arăta că, de fapt, acea persoană nu era o persoană cu adevărat mântuită, fiindcă o persoană mântuită răspunde la disciplină. O persoană nemântuită nu răspunde la disciplină. De asta este foarte important lucrul acesta. Dacă ajungem într-o biserică unde nu se practică disciplina, vezi că oamenii trăiesc în păcat și nimeni n-are nicio treabă cu ei, plecați din biserica aia. Dacă drumul vieții vă poartă în străinătate, vă căsătoriți, vă mutați în alt oraș, se întâmplă ceva și ajungeți într-o biserică unde nu se practică disciplina, nu stați în biserica aia. Dacă stați într-o biserică unde vedeți că oamenii sunt trași de mânecă, sunt mustrați, sunt ajutați să se îndrepte, atunci este bine. Pentru că oamenii sunt tratați ca și fii de Dumnezeu, nu ca și copii din curvie, față de care n-ai treabă.
Următoarea caracteristică foarte importantă, conducerea bisericii. Capul bisericii este Hristos, însă El cheamă în lucrarea de cârmuire prezbiteri sau păstori și diaconi. Prezbiterii cârmuiesc biserica din punct de vedere spiritual, iar diaconii îi ajută pe prezbiteri în ce privește administrarea bunurilor materiale ale bisericii. Asta găsim în Noul Testament. Fapte 14:23 spune: a rânduit prezbiteri în fiecare biserică și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat mâna Domnului în care crezuseră. Iar Fapte capitolul 6, versetele 2 și 3, acel text foarte important, vă amintiți când sunt aleși diaconii și frații spun: nu este potrivit să lăsăm cuvântul ca să slujim la mese, de aceea, fraților, alegeți între voi 7 bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și de înțelepciune, pe care îi vom pune în slujba aceasta. O biserică în care nu există această conducere nu este o biserică biblică. De ce? Pentru că nu noi am inventat-o. Există acum impulsul acesta de a transforma biserica într-un fel de asociație democratică. Și cum într-o asociație se iau decizii în mod democratic, așa ne dorim, așa au vrut, cum în Vechiul Testament a spus, avem și noi împărat cum au alții și să procedăm în felul acesta. Dacă Dumnezeu a lăsat cârmuirea bisericii în felul acesta, chemând prezbiteri și diaconi, asta trebuie să facem și noi. Sigur, discuția e complexă, ei trebuie să aibă calificările necesare, trebuie să fie chemați de Domnul, validați de biserică și așa mai departe. Discuția e amplă, dar este un semn important al unei biserici adevărate. Contează conducerea. Nu este un lucru de neglijat, aspectul acesta. De fapt, ca să fim sinceri, foarte multe probleme în biserică provin tocmai din pricina conducerii. Tocmai fiindcă într-un loc unde lucrurile nu sunt așezate pe un calapot biblic, după un model biblic, există această dorință a oamenilor de a fi conducători. Și atunci apare un fel de luptă pentru putere, fiindcă înțeleg greșit, total greșit, ce înseamnă conducerea biblică. Nu înseamnă ceea ce este în lume. Nu înseamnă conducerea de tipul care este în lume. Și nu trebuie lucrat cu instrumente politice cum se lucrează în lume, ci este cu totul altceva. Înseamnă faceți-vă pildă turmei, slujiți-i, nu ca unii care domniți peste ei și așa mai departe. Dacă le spune aceste lucruri oamenilor care își doresc să fie în frunte, mă întreb cât ar vrea. Cât ar vrea cu adevărat să fie slujitorul celorlalți? Cât ar vrea cu adevărat să fie la dispoziția celorlalți? Păi eu am crezut că trebuie să conduc, să fiu șef, se gândesc unii. Nu asta înseamnă conducerea biblică. Un alt semn foarte important al unei biserici adevărate, acceptarea tuturor credincioșilor fără discriminare. O biserică biblică adevărată este una unde sunt bineveniți toți credincioșii, fără niciun criteriu de discriminare. Singura condiție este credința mărturisită prin botez. Când un om crede și mărturisește cu gura lui că a crezut, este singura condiție pe care Scriptura o pune. Altă condiție Biblia nu pune. Nu contează vârsta pe care o ai, nu contează genul pe care l-ai, nu contează ocupația pe care o ai, statutul social pe care l-ai, nu contează starea civilă pe care o ai, absolut nimic, dar nimic. Singurul lucru, să crezi și să-L mărturisești pe Hristos. Atât. Și poți să fii membru într-o biserică locală, conform Bibliei. Altfel, toate celelalte lucruri nu contează. Galateni 3:26-28 spune că și toți sunteți fii ai lui Dumnezeu, da? Prin credință în Hristos Iisus. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Și apoi versetul 28 explică: nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femească, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus, slavă Domnului! De aceea nu există, și vreau să spun cu gura cât pot de tare, poate mă și vede cineva acum, cei care se vor uita la filmare în viitor, nu există grupuri țintă ale bisericii, opriți-vă cu nebunia asta! Care-i grupul vostru țintă?
Păi noi țintim afaceriști. Noi țintim familiști. Noi țintim studenți. Noi țintim pe nu știu ce. De unde țintele astea? Nu înțeleg. După ce teologie s-au format țintele astea? Noi țintim păcătoși, frați și surori. Pe toți. Toți sunt bineveniți. În biserică, în biserică nu avem grupuri țintă. A, că dezvoltăm lucrări care să se adreseze unor nevoi speciale ale tinerilor, ale căsătoriților, necăsătoriților, familiștilor și așa mai departe. Da, poți să ai lucrări speciale pentru ei, dar nu poate fi viziunea bisericii, grupul țintă. Biserica trebuie să fie pentru toți. De aceea este o chestiune foarte ciudată și am auzit-o și uneori chiar în biserică la noi, la unele persoane. Că acolo, dacă este întâlnirea asta, se întâlnesc familiștii sau dincolo-s tinerii sau dincolo-i cu tare lucruri. Nu este corect așa ceva teologic. Trebuie să înțelegem că noi trebuie să ne simțim bine în orice context, pentru că nu ne întâlnim pe preferințe, nu ne întâlnim pe hobby-uri, pe nu știu ce câte, noi ne întâlnim în calitate de copii ai lui Dumnezeu. Poate fi un bătrân copil al lui Dumnezeu? Da, un tânăr. Da, un bogat. Da, un sărac. Da, un școlit. Da, un neșcolit. Pot tot să fie copii ai lui Dumnezeu? Pot? Asta e singura condiție. Atunci trebuie să ne fie dragă orice întâlnire, în orice formă. Nu suntem după anumite criterii. Repet, putem avea anumite slujiri speciale pentru diverse categorii, dar biserica, în ansamblul ei, trebuie să fie o biserică pentru toți, ca într-o familie. Nu aleg o biserică dacă-s bătrân numai, sau dacă-s tineri numai, sau dacă se cântă nu știu ce gen de muzică numai, sau dacă are nu știu ce statut financiar, sau știu eu ce alte lucruri. Nu, aleg o biserică, așa cum am văzut după criteriile de mai devreme. Deci, acceptarea tuturor fără discriminare. Acum aș vrea să trecem la a doua chestiune. Am văzut prima dată ce este biserica locală și câteva semnalmente ale unei biserici locale după voia lui Dumnezeu. Funcțiile bisericii locale, ce are de făcut? Câteva funcții importante ale bisericii locale, noi le avem foarte bine structurate și explicate și în viziunea bisericii noastre. Una este închinarea, celebrarea. Biserica se adună pentru ce? Să se închine, nu? Să-L înalțe pe Hristos. Evrei 10:25 spune să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Deci, practic, biserica se adună, nu părăsește adunarea, stă la oaltă ca să se închine, să-L celebreze pe cine? Pe Hristos. Coloseni 1:18 spune El este capul trupului al bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Deci, o funcție importantă a bisericii este să se închine. Închinare nu înseamnă doar să cânți, ci înseamnă să te proșterni. Cuvântul în original înseamnă să te pleci la pământ. Și biserica se adună ca să se plece la pământ în fața capului. Cel care are întâietatea în toate. Adică ne adunăm să ne smerim sufletele. Ne adunăm să spunem, mare ești Tu, Doamne! Binecuvântat să fii Tu, Doamne Iisuse! Doamne, îți mulțumesc că ai murit și pentru mine păcătosul! Doamne, îți mulțumesc că mă iubești! Doamne, vreau să fiu sub stăpânirea Ta! Vreau să fac voia Ta! Aștept să revii, Doamne, pe norii cerului! Înțelegeți? Deci, biserica se adună ca să se plece înaintea lui Hristos și să-L înalțe pe Hristos. Este o funcție foarte, foarte importantă. A doua funcție foarte importantă este evangelizarea. Dumnezeu a lăsat biserica să meargă, Matei 28, de la 18 la 20, cunoașteți Marea Trimitere sau textul foarte cunoscut, Faptele Apostolilor 1:8, ci voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Suntem martori. A doua funcție, biserica este martora lui Hristos în lumea asta. Lumea asta zace în cel rău, lumea asta zace în întuneric, lumea asta este dezaxată moral. Și atunci biserica
este ca o luminiță, ca un licurici care zboară prin întunericul acestei lumi și este martora lui Hristos și mărturisește, cum spunea textul de mai devreme, ca să vestiți ce? Puterile minunate ale lui Dumnezeu. Voi sunteți poporul lui ales deoparte ca să vestiți în lumea asta puterile minunate ale lui Dumnezeu. Și oamenii care vă vorbesc de rău, văzând faptele voastre bune, să-L slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Despre asta e vorba. Deci pe lângă funcția de înălțare a lui Hristos și de proșternere înaintea lui, adică de închinare, a doua mare funcție a bisericii este de mărturie, de evangelizare, de a duce lumină la cei din jurul nostru. A treia funcție foarte importantă a bisericii este zidirea spirituală. Dumnezeu, cum spuneam, deși ne mântuiește pe rând, ne crește împreună. Asta nu înțeleg mulți. Zic, cum e mântuirea de obște, așa, adică în sensul că la grămadă suntem mântuiți cu toții? Dacă a crezut tata, înseamnă că și mama e mântuită și copiii automat? Nu. Dumnezeu ne mântuiește pe rând, dar ne crește împreună. Nu? Copiii se nasc pe rând. Mă rog, cu excepția gemenilor, dar tot pe rând se nasc și ei, într-un sens. Dar cresc împreună. Cum ar fi să naști un copil? Imaginați-vă o mamă care naște un copil și apoi zice, l-am născut, dacă s-a născut singur, acum îl las pe câmp să crească de unul singur. Ar fi o absurditate, nu? Nu are cum să crească așa. El are nevoie de o familie, are nevoie să fie hrănit, păzit, îngrijit, ajutat. S-a născut singur, dar crește în familie. La fel și în biserică. Ne naștem și suntem mântuiți personal, când credem fiecare, dar creștem împreună. Asta înseamnă zidirea, zidirea spirituală, să imaginea unei clădiri. Noi suntem pietre duhovnicești care ne zidim și creștem, clădirea crește. Efeseni 4, de la 11, spune, El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Și atenție, de ce? Pentru desăvârșirea sfinților. Ce înseamnă? Creștere, nu? Pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Frați și surori, e clar textul acesta pentru toată lumea? Vedeți ce spune Biblia? Că până să ajungem toți la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, avem nevoie de apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători. Cu alte cuvinte, de aceste daruri care funcționează în contextul bisericii, ca așa să ajungem la statura de om mare. De aceea spuneam că e atât de importantă. Uitați-vă la textul ăsta din Efeseni capitolul 4 și spuneți-mi cum poate fi un om superficial când își alege o biserică. Eu nu pot să înțeleg. Dacă creșterea mea spirituală și asemănarea mea cu Hristos depinde de un loc unde sunt exercitate în mod biblic și în smerenie aceste daruri ale lui Dumnezeu, cum pot să tratez o chestiune de care depinde creșterea mea spirituală atât de superficial? Am rămas uimit și rămân uimit când văd o așa de mare lejeritate. Trăim vremuri foarte complicate din punctul ăsta de vedere. O așa de mare lejeritate și o superficialitate a oamenilor față de biserică. Biserica Adonai va fi o biserică prin Harul Domnului în care ne străduim să fim cât mai aproape de Scriptură. Nu vor rezista toți. Unii se vor pierde. Să știți lucrul ăsta. Pentru că pretențiile nu cu care noi venim, cu care Scriptura vine, sunt total împotriva curentului acestui veac și a modelului multor biserici din vremea noastră. Când astăzi lumea strigă după lejeritate, după superficialitate și după țopăială dintr-o biserică în alta, să vii și să spui cât de importantă e biserica locală și vom vedea și mai departe, și cât de important e să fii atașat de biserica locală, implicat și să fii o biserică biblică, este total împotriva mentalității generale. De aceea, lucrurile pe care le spunem și le spune Cuvântul lui Dumnezeu, pentru mulți vor fi prea greu de purtat. Dar nu pentru toți, prin harul Domnului. De aceea noi ne bucurăm din toată inima pentru cei care
primesc cu drag cuvântul Domnului și vor să-L respecte și să-L împlinească. Pe ceilalți, Domnul să-i binecuvânteze, nu poți obliga pe nimeni la nimic. Dar dacă vrem să ascultăm de Domnul, în primul rând noi ca păstori, suntem obligați să predicăm aceste lucruri, să predicăm cuvântul Domnului așa cum este El. Nu pot să-mi permit luxul de a face din pastorală altceva decât ceea ce Dumnezeu a lăsat. Fiindcă eu sunt doar un amărât de păstor, marele păstor e Domnul Iisus Hristos. Și eu va trebui să dau socoteală înaintea Lui pentru modul în care îmi îndeplinesc această slujbă. Și credeți-mă că uneori n-ați vrea să fiți în pielea mea. De aceea, rugați-vă pentru noi. Rugați-vă ca Dumnezeu să ne lumineze, să aibă milă de noi, să ne întărească și să ne ajute să discernem voia lui Dumnezeu și să îndemnăm biserica cu adevărat, într-un mod biblic, nu cu ceea ce spune lumea sau vedem în alte părți, ceea ce cere capul, ce cere Hristos. Asta vrem să spunem bisericii. Deci, astea sunt cele trei mari funcții ale bisericii locale. Închinarea, proșternerea înaintea lui Hristos, evangelizarea, mărturia și zidirea noastră, creșterea în maturitate, în sânul bisericii. Vreau să spun și ultimul lucru, cel de-al treilea cu care voi încheia, necesitatea bisericii locale. Am văzut identitatea, ce este și semnele distinctive, am văzut rolurile, ce funcție are biserica locală și aș vrea să vedem și necesitatea bisericii locale. Ne întrebăm, repet, de ce este necesar să facem parte dintr-o biserică locală, aspectul membralității? De ce nu este suficient să fim salvați și să avem o relație personală cu Domnul Iisus Hristos? De ce nu poate cineva doar să fie salvat, să creadă în jertfa Domnului și atât? De ce e nevoie să fie membru într-o biserică biblică sănătoasă? Vreau să dau câteva răspunsuri la această întrebare, necesitatea bisericii locale. Întâi de toate, pentru încurajare și veghere reciprocă. Asta nu poți face în afara bisericii locale. Încurajare și veghere reciprocă. Evrei 10, 24 și 25 spune așa, să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Va să zic că nu e așa ușor să ai dragoste și fapte bune. Nu? De ce spune să veghem, să ne îndemnăm la asta? Păi nu veghezi la ceva ce nu uiți. Veghezi la ceva ce e important, adică trebuie să fii atent că s-ar putea să se întâmple ceva. Și de aici, în substratul textului, înțelegem că e posibil să uităm de dragoste și de fapte bune. Chiar mântuiți fiind. Da, mântuiți fiind, e posibil să uităm să iubim. Sau să nu iubim cum trebuie. Și să uităm să facem fapte plăcute lui Dumnezeu. Și atunci, fiind în biserică, când eu uit, vine fratele și îmi dă un cot. Vine Ștefan și îmi zice, Costel, cum stai cu dragostea și cu faptele? Că ceva nu e ok. Eu îi spun lui, ne spunem unii altora, înțelegeți? De asta nu pot să fac de unul singur. Nu pot să spun, eu sunt mântuit, mă duc în pădure și stau acolo și mă bucur de natură și de Dumnezeu. Nu, am nevoie de frați care să mă îndemne la dragoste și la fapte bune. Și apoi spune, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții cu atât mai mult cu cât vedem că ziua se apropie. Adică Domnul stă să vină. Nu e vreme de așteptat, că mai sunt unii care amână, lasă că... Nu, nu avem vreme de așteptat. Deci, încurajarea și vegherea reciprocă. Am avut noi un exercițiu foarte frumos cu versetele. Foarte drăguț, așa-i? Cred că ne-a încurajat mult să ne trimitem versete unei altora și să citim, să știm că cineva se roagă pentru noi, se gândește la noi. Sigur, acum un pic s-a mai slăbit așa în perioada de concedii, dar reîncepem și mai complex, și mai frumos. Nici nu știm ce bucurie ne așteaptă din toamnă. Va fi ceva extraordinar, o frumusețe va fi. Abia aștept să vină toamna, să începem toate aceste lucruri foarte, foarte frumoase. Dar ați văzut ce frumos e să știi că cineva te veghează? Nu e așa rău, nu? Sunt unii când au, veghere, vreau să fug de veghere, numai să nu mă întrebe cineva de sănătate. Dar cum e să te trezești dimineața să vezi, mesaj, ai deschis telefonul, vezi că fratele sau sora te salută, îți trimite un verset, îți zice, mă rog pentru tine, e bine? E bine, așa-i? Deci despre asta e vorba, să știm că ne iubim, să știm că ne pasă unora de ceilalți. Apoi, al doilea motiv foarte important pentru care este nevoie de biserică,
locală, este nevoia de modele de credință. Nevoia de modele de credință. Evrei 13:7 spune: aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. De ce e important să fii într-o biserică locală? Pentru că ai nevoie să-i vezi pe alții care au mers înaintea ta și care au reușit, care au mers bine, care au fost credincioși, care au iertat, care au iubit, care au stat împreună până la moarte și nu au divorțat, care s-au străduit să-i crească pe copii în ascultare de Domnul. Ai nevoie să vezi asta! Pentru că noi oricum ne luăm modele, oricum avem anturaj. Dacă nu suntem împreună în familia lui Dumnezeu, vor veni alții și ne vor învăța cum să facem bani, ne vor învăța cum să ne înșelăm partenerul de viață, ne vor învăța cum să fim superficial, să driblăm la lucru, să nu muncim când nu ne vede șeful. Ne vor învăța tot felul de tâmpenii, cum să fentăm, taxe, tot felul de lucruri ne vor învăța. Unde să înveți cum să fii credincios? Unde? Textul spune, în biserică. Uitați-vă cu băgare de seamă la înaintașii voștri care v-au vestit cuvântul. Și acum, e un lucru pe care trebuie să-l spun, deși simt așa o frică și o povară, vă spun sincer. Textul spune, de fapt, noi suntem modele toți unii pentru alții și e bine să ne uităm la toți. Dar trebuie să spunem ce spune textul. Textul spune, uitați-vă, aduceți-vă aminte de mai marii voștri și vom vedea mai departe că aici se referă la prezbiterii bisericii. Mai marii voștri, iarăși, nu este sensul de mai mari ca importanță. Se referă la slujirea la care Dumnezeu a chemat, la responsabilitatea, în sensul de responsabilitate a slujirii. Și aici mă apucă frica. Pentru că, potrivit acestui text, eu trebuie să fiu exemplu. Să fiu pildă. Așa spune textul. Și uneori mă întreb, Doamne, ai milă de mine și iartă-mă, că n-am fost. La modul foarte serios. Dar textul asta spune. Dar eu cred că are și un alt sens în care putem să citim versetul acesta. De multe ori am văzut în biserică oameni care spun, da și fratele face așa, da și sora face așa, da și cutare face așa. Și iau ca reper și exemplu pe alții, dar ei cum fac așa? Textul nu spune, uitați-vă la alții care fac așa rău sau... Ci spune, uitați-vă la cei care sunt puși acolo, în fruntea voastră și urmați-le exemplu. În mod normal, asta este ideea, ar trebui ca cei care învață pe alții și sunt exemple pentru alții, ei să fie primii în fapte bune. Ei să fie un exemplu adevărat, astfel încât membrii să spună, da, vreau și eu să fiu așa. Nu este asta o povară mare? Este. De aceea, uneori, cu ochii râd că Domnul m-a chemat la slujirea asta, cu ochii plâng. Pentru că nu-i de joacă. Aha, poate credem că scăpăm ușor pe pământ. Că voi nu-mi faceți nimic și scap ușor, poate. Dar va trebui într-o zi să dau socoteală înaintea Domnului. Și să dăm toți socoteală care suntem chemați la slujirea asta. De aceea vreau să vă îndemn, rugați-vă pentru noi din nou și vă îndemn, haideți să nu luăm exemplele negative pe care le vedem în jurul nostru. Să nu ne orientăm după modelele acestea, ci să ne orientăm și nu numai după păstori, după oamenii care cu adevărat îl iubesc pe Domnul și care vor să trăiască pentru Domnul. Dacă ai un frate, o soră lângă tine, vezi o familie în biserică care se străduiește să trăiască pentru gloria Domnului, ia-o ca model. Ia-o ca model. Apoi, un alt motiv pentru care este necesară biserica locală, pentru protecție spirituală. Evrei 13:17, în același context, unde se rea ceea ce spuneam în versetul 7, ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, că cei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele. Pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Observați ce spune aici? Că în contextul bisericii, unde există, vă amintiți, am spus de conducerea după Biblie, unde există prezbiteri,
Ei priveghează asupra sufletelor. Ai nevoie de un loc unde să fii protejat din punct de vedere spiritual. O să spună unii, dar pe mine mă protejează Dumnezeu. Da, dar Dumnezeu nu ne protejează trimițând din cer fulgere și trăznete. Uneori o poate face și așa. Dumnezeu trimite și îngerii lui uneori. Dar Dumnezeu a lăsat ca această protecție să fie prin slujitorii lui Dumnezeu și prin cuvântul predicat în biserică. Vedeți, o altă chestiune foarte, foarte ciudată în vremurile noastre, care s-a cam pierdut, este ideea aceasta că eu mă descurc de unul singur din punct de vedere spiritual. N-am nevoie de nimeni. Dar textul spune că avem nevoie de slujitori care să privegheze asupra sufletelor noastre. Și dacă vrei să crești spiritual și ești membru într-o biserică după voia lui Dumnezeu, trebuie să te lași, să-ți lași sufletul să fie privegheat. N-am spus eu asta. Știu că vă uitați la mine un pic și poate că pare așa niște pretenții, ca și cum mi-ar face mie o mare plăcere să aflu despre secretele cuiva, despre luptele spirituale sau știu ce păcate ascunse are. Sau... Nu-mi face nicio plăcere asta. Nu asta mă interesează pe mine. Dar asta ne spune cuvântul. Și ne obligă și pe mine și pe voi, pe noi toți. Asta trebuie să facem. Mai dau doar un alt exemplu, ca să nu credeți că este o doctrină bazată pe un singur verset. 1 Petru 5, 1 și 2 spune așa: sfătuiesc pe prezbiteri dintre voi, eu care sunt un prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră. Sub paza voastră. Nu de silă, ci de bună voie după voia lui Dumnezeu. Cum se simte un membru dacă îi spui, vii și îi spui, ca păstor, vezi că ești sub paza mea? O să zică, frate, ce ai pățit? Ai probleme? Știți de ce? O să zic așa? Pentru că ce spune Biblia cu modelul societății este total, deci sunt, parcă de la minus la plus infinit. Am ajuns vremuri atât de superficiale în care, sub corectitudinea politică, unde nu mai trebuie să fie nicio diferență, femei, bărbați, copii, părinți. Părinții pot face ce fac copiii, copiii ce fac părinții, bărbații ce fac femeile, femeile ce fac bărbații. Dacă boxează bărbatul, boxează și femeia. Jandarm ele, jandarm și ea. Și așa mai departe. Deci toată lumea să facă la fel. Nu mai este masculinitate biblică, feminitate biblică, lucruri frumoase, așa cum Dumnezeu le-a creat. Atenție! Nu vorbesc de diferență de valoare calitativă. Toți suntem egali ca valoare. Dar avem funcțiuni diferite. E greu într-o lume ca asta să mai vorbești de funcțiuni diferite. Toți trebuie să le facem pe toate, că altfel nu-i bine. E discriminare. Nu-i așa. Deci, avem nevoie de biserică pentru că trebuie să fim păziți, trebuie să fim privegheați. Și de asemenea, avem nevoie de biserică pentru a fi asigurată hrana spirituală. 1 Timotei 4,13 spune: până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Unde primești hrană? O să spui, păi eu citesc cuvântul și primesc când citesc. E adevărat. E destul? De ce a lăsat Dumnezeu predicarea cuvântului? De ce a dat darul predicării? De ce a lăsat învățători? De ce spune că prezbiterul trebuie să fie în stare să învețe? Nu pentru a hrăni turmă? Nu pentru a lua cuvintele, lucrurile lui Dumnezeu și a le explica pe înțelesul oamenilor, ei să le înțeleagă și să le aplice? Au toți acest dar? Nu-l au toți. E o problemă că nu-l au toți? Nu e o problemă. Pentru că toate darurile pe care Dumnezeu le dă sunt la fel de bune și de importante și pentru gloria Lui. Nu e unul mai cu moți ca celălalt, doar că sunt daruri diferite. Și asta ne duce la următorul punct, care este slujire potrivit darurilor. Și cu asta vreau să închei. De ce avem nevoie de biserica locală ca să slujim potrivit darurilor? Suntem mădulare într-o biserică locală. Și suntem în unitate. Asta înseamnă că tragem toți în aceeași direcție și avem același scop. 1 Corinteni 12, 12 și 13 spune: căci după cum trupul este unul și are multe mădulare,
Dar totuși este un singur trup, așa e și în biserică. Suntem mai multe mădulare, dar un singur trup, deci unitate. Și eu n-am voie cu darul meu să trag în zona aia. Vine Florin cu darul lui și trage încolo, vine Alex cu darul lui și trage încolo, e ca un trup care ar fi sfâșiat. Nu! Ci fiindcă trupul e unul și capul e Hristos, toate darurile trebuie să tragă în aceeași direcție. Dar sunt și diverse, nu înseamnă că toți avem același dar. Pentru că tot textul spune în 1 Corinteni 12, 20-22, fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine, du-te. Nu? Nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. Observați? Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. Hopa! Păi am crezut că doar să predice cel mai important. Că asta e darul la tare. Nu! Textul spune că, de fapt, mădularele trupului care par mai slabe, nu că sunt par mai slabe, sunt de neapărată trebuință. Deci e nevoie neapărat de ele în trupul lui Hristos ca să funcționeze. Dacă tot trupul ar fi gură, unde ar fi ochii? Dacă tot trupul ar fi ochii, unde ar fi picioarele? Dacă tot trupul ar fi picioare, unde ar fi mâinile? Deci toate darurile trag în aceeași direcție, dar sunt diversificate și trebuie să iubim această diversitate și să slujim cu darurile date de Domnul și să nu ne invidiem darurile pe care Domnul le-a dat unii altora și să mai degrabă să spunem, Doamne, înflăcărează darul care este în mine să-l pun la dispoziția ta. Asta este foarte, foarte important. De fapt, vreau să închei spunându-vă următorul lucru. Un om care zice că n-are nevoie de biserica locală, sunteți atenți la ideea asta, un om care zice că n-are nevoie de biserica locală, că el se descurcă cu Dumnezeu pe munte, el are timp de părtășie acasă, la mall, pe bicicletă, nu știu unde, și doar atât. Nu că ar fi greșit să le faci pe asta, dar se rezumă doar la asta. Vreau să-l întreb un singur lucru. Cum beneficiază el de darurile celorlalți? Dacă el, să zicem că e mână, cum beneficiază de trup, de ochi, de gură și mai departe? Unu. Și a doua întrebare, cum îi ajută el pe ceilalți cu darul lui? A spune că tu ești membru în Biserica Universală a lui Hristos și a disprețui biserica locală înseamnă de fapt o aroganță spirituală, pentru că tu pretinzi că nu ai nevoie de darurile celorlalți pentru creșterea ta spirituală. Dacă eu vin astăzi și vă spun, fraților, de astăzi înainte eu nu mai vin la biserică. Mi-am dat seama că am crescut spiritual, bine, și că mă așteaptă vremuri și mai bune, de acum o să cresc așa de mult și mă descurc de unul singur. Ce rost are să mai pierd vremea pe drum? Eu mă simt eu mai bine. Dacă stau acasă, de exemplu, și mă rog o oră, mă simt mai bine decât să vin aici. Am așa niște, un timp de părtășie cu Domnul, mă simt așa de încurajat. Este super! Și ce este asta? O dovadă de aroganță spirituală. Pentru că în substrat, și ce spun? Eu n-am nevoie de voi. N-am trebuință de voi. Eu mă descurc. Eu sunt ochi și nu-mi trebuie mână, picioare, urechi. Mi-ajunge doar ochi. E greșit. De aceea, toate aceste motive, care cred eu că sunt suficiente, ne arată cât este de important să fim parte într-o biserică locală, după voia lui Dumnezeu. După amiază vom vedea aspecte mai practice. Acum am văzut partea mai teoretică. Domnul să ne ajute pe toți să fim o asemenea biserică după voia lui și să ne rugăm unii pentru alții, să ne îndemnăm unii pe alții, să fim uniți, să tragem în aceeași direcție, dar cu darurile diverse pe care Domnul le-a dat fiecăruia. Amin.